Șapte binecuvântări moștenite de la Părintele nostru, Arhiepiscop și Mitropolit Bartolomeu. Am numit binecuvântări o parte din multele daruri pe care Dumnezeu ni le-a dăruit prin Părintele nostru Mitropolit Bartolomeu. El ne-a fost păstor, călăuzitor, îndrumător și ocrotitor, tezaur de înțelepciune și de cunoștință, un zăcământ de bunătate părintească și de lumină duhovnicească, daruri prin care El rămâne de-a pururi împreună cu noi. Părintele nostru Mitropolit Bartolomeu a fost un om trimis de Dumnezeu, bisericii și poporului român, așa cum s-a spus când el a venit la Cluj. A făcut parte dintr-o generație de oameni aleși, meniți afictitori de spiritualitate și cultură, într-o țară și într-o biserică, aflate la începutul afirmării lor, după Marea Unire din anul 1918. Ca toți aleșii lui Dumnezeu, el s-a asemănat prin darurile sale, prin virtuțile lucrate, vieții trăite în trup de către Fiul lui Dumnezeu. Asemenea acestuia, Mitropolitul Bartolomeu a trăit în adevăr și în iubire jertfelnică, iar viața sa rămâne un model pentru multe generații până la sfârșitul istoriei. Dacă în viața sa a purtat o cruce grea, aceea suferinței pe nedrept, el a avut mereu tăria și altruismul de a purta și ajuta la purtarea crucilor altora, mai mici sau mai mari. Sfârșitul său i-a fost tot pe cruce, venit prin suferință și prin boală, odată cu bătrânețea. Suferința sa a fost grea, dar firească, pentru un adevărat ucenic și prieten al lui Iisus Hristos, care nu putea sfârși decât pe cruce, adică în slujire în mijlocul păstoriților săi. N-ar fi putut altfel, pentru că el prin cruce, asemenea marelui voivod Ștefan, și-a închinat viața Părintelui Veacurilor. Când a fost ales ca arhiepiscop de Cluj în ianuarie 1993, așteptam cu nerăbdare să-l vedem pe cel despre care citisem și auzisem atâtea lucruri minunate. Schimbarea din anul 1989 punea în lumină o nouă față a istoriei necunoscută, interzisă până atunci, dar luminată de minunați eroi. La 7 februarie a fost hirotonit și instalat ca arhiepiscop de Cluj, într-o atmosferă luminoasă și solemnă de adâncă trăire duhovnicească. Evenimentul adunase în catedrala orașului de pe Someș marile personalități ecleziare și culturale din România, în frunte cu Patriarhul Teoctis. Privind spre cel hirotonit, ne-am dat seama că noul nostru arhipăstor are o putere duhovnicească rară, precum și o desăvârșire în arta oratoriei, venite de undeva din adânc de istorie, dar în același timp mai presus de ea. În persoana celui ce cuvânta transfigurat și transfigura cuvântând, contemplam întruparea frumuseții, bărbăției și vitejiei unui popor prin naștere creștin, care și-a format o spiritualitate aparte, unică și monumentală, care se numește Ortodoxia Românească. Istoria de secole numără sfinți și eroi ca Sfântul Ștefan cel Mare și Sfânt Mihai Viteazul, Daniel Sihastru, Constantin Vodă Brâncoveanu, Sfântul Mucenic Ioan Valahu, Sfântul Ierar Calinic de la Cernica, Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna sau Avram Iancu, iar din generația Mitropolitului Bartolomeu făceau parte mari părinți duhovnici ai secolului 20, ca părintele Ilie Cleopa, Paisie Olaru, Dumitru Stăniloae, Constantin Galeriu, Sofian Boghiu, Petroniu Tănase, Daniel Tudor, Asene Boca, Asene Păpăcioc, Antonie Plămădeală, și această generație era menită să reînvie vechile trăiri ale Ortodoxiei Românești. Scriitori și poeți sau filosofi precum Vasile Voiculescu, Nechifor Crainic, Radu Gir, Constantin Noica, Petre Țuțea, Emil Cioran, Mircea Iliade, Alexandru Mironescu, Nicolae Steinhardt, Mircea Vulcănescu au dezvoltat o cultură românească care încununa geniul românesc creator. De aceea, arhiepiscopul și mitropolitul Bartolomeu venea în mijlocul nostru îngemânând într-o desăvârșită armonie credința și cultura,
El este unic în complexitatea personalității sale teologice și literare, fiind deopotrivă un munte de credință și un mare om de cultură. Credința și cultura le-a declarat absolut necesare vremurilor noastre pe care le trăim și au stat la baza monumentalității lucrării sale pastoral-misionare. Ascultând predica sa de atunci și privindu-l, erai cuprins de un sentiment nou, de o revelație. Frumusețea cuvântului lui Dumnezeu, care era dublată de măestria poetului și scriitorului, care cuvânta într-o desăvârșită limbă românească izvodită din scripturi, din texte liturgice și sfinte, din scrieri patristice și din cea mai frumoasă literatură românească și universală. Poate că aceasta ar și fi prima binecuvântare pe care ne-a lăsat-o părintele nostru mitropolit Bartolomeu. Iubirea sa desăvârșită față de cuvânt, față de logos în multiplele sale ipostaze. Îndestrat de Dumnezeu cu multă credință, el își lucra talanții cu evlavie și cu hărnicie, făcându-se model al slujirii lui Dumnezeu, al lui Hristos, cuvântul său. Din copilărie a fost un îndrăgostit de cuvânt, adică de Hristos și de adevărul său, de cuvintele sale. Avea un cult și o dragoste aparte pentru cuvânt, ca persoană divină umană, cât și pentru toate cuvintele sale. Cuvintele le iubea, le cunoștea, le cinstea și le cunoștea în alcătuirea, în întregul, în detaliu și sensurile lor. De aceea, spre apusul vieții, spunea adeseori, comportați-vă cu cuvintele precum se comportă îngerii cu Maica Domnului. Cuvântările sale au fost ascultate cu multă credință și admirație de către zeci și sute de mii de oameni, de la Catedrala din Cluj, la Mănăstirea Nicula sau în alte locuri. Ele au luminat și au înviat zeci și sute de mii de suflete, care și-au regăsit prin cuvântul mitropolitului Bartolomeu propria lor identitate într-o bucuria și în fericirea lui Dumnezeu. Atunci când vor fi publicate în întregime, predicele sale se vor constitui într-o operă mărturisitoare unică a unui predicator unic, poate în toată istoria Bisericii noastre ortodoxe române. Predicele mitropolitului Bartolomeu pot sta cu cinste alături de operele marilor predicatori din istoria Bisericii Românești și Universale din toate timpurile. A doua binecuvântare este ura sa față de minciună, față de corupție sub toate formele ei, față de păcatul vicleniei manifestat sub toate formele lui. Este un paradox, iubirea de Dumnezeu și ura față de minciună, față de păcat. Dar aceasta este calitatea fundamentală a tuturor sfinților și oamenilor lui Dumnezeu din toate timpurile și din toate locurile. Această ură este legată de prima poruncă dumnezeiască, cea a iubirii de Dumnezeu, făcută să umple întreaga ființă omului. Cei ce iubiți pe Domnul urâți rău, spune psalmistul, Psalmul 96:11. Mitropolitul nostru Bartolomeu avea această ură ființială față de minciună, față de viclenie, știind că între întuneric și lumină, între Hristos și Veliar, nu este și nu poate fi nicio înțelegere. Ura totală față de minciună, față de corupție, sub orice formă ei, vine, cred, din înțelegerea profundă a două evenimente fundamentale din istoria omenirii relatate în Sfânta Scriptură. 1. Căderea primilor oameni în rai, prin minciunea diavolului și apoi dezastrul acestei căderi. Iar al doilea, necredința în învierea Domnului, propovăduită de corupții cărturari și farisei, fie ai tatălui minciunii diavolul. Păcatul necredinței în învierea Domnului este mai mare decât al neascultării strămoșilor, pentru că el nu mai are niciun remediu în veacul veacului. Prin credință în lucrarea de mântuire a Fiului lui Dumnezeu, adică în predica, răstignirea, moartea și învierea sa, orice om se poate vindeca, se poate izbăvi de consecințele păcatului strămoșesc și personal și astfel se poate izbăvi, mântui de moarte și de iad. Necrezând însă în învierea Domnului, refuzând viața, învățătura, jertfa, moartea și învierea lui Hristos, rămâne pe veci pierdut. Înțelegând tragedia acestor lucrări diabolice,
Părintele nostru Mitropolit Bartolomeu învăța că iubirea de Dumnezeu și iubirea de oameni nu sunt sentimente platonice, ci sunt acte de jertfire. Ele sunt adevăruri de credință care dau viață și care ocrotesc sufletele de înșelarea ucigașă a satanei. A treia binecuvântare lăsată bisericii și neamului românesc este Biblia sau Sfânta Scriptură, deortosită, comentată și explicată de înalt preasfinția sa. La această lucrare a muncit ca un ognaș vreme de 11 ani. Copilul Valeriu, care citea Biblia la numai 10 ani, care avea să scrie zeci și sute de articole și de cărți teologice și literare, mărturisea spre apusul vieții că pe toate le consideră ca pe un exercițiu pregătitor pentru marea lucrare de revizuire și de ortosire a Sfintei Scripturi. Traducerea și adnotarea după textul original, Septuaginta, ne lasă un text limpede al Bibliei cu peste 1000 de note explicative cu introducere la fiecare carte. Biblia Bartolomeu este o lucrare monumentală de literatură și spiritualitate la care pare aproape incredibil că a lucrat un singur om. Prin Sfânta Scriptură deortosită ne lasă și testamentul, acela de a iubi, de a citi și de a necălăuzi după cuvântul lui Dumnezeu. A depus multă dragoste, osteneală, neodihnă și jertfă pentru a dărui bisericii și poporului român o nouă traducere la vârsta de acum a limbii române și pentru veacurile care urmează. Ca un adevărat părinte și păstor, a împlinit cu fapta îndemnul marelui savant Simeon Mehedinț, care spunea că un om și un popor, în viața, în civilizația și în cultura lui, prețuiește atât cât a înțeles și a folosit cuvântul lui Dumnezeu revelat în Sfânta Scriptură. A patra binecuvântare pe care prin viața și exemplul său părintele Mitropolit o lasă este iubirea față de biserică. Pe aceasta a iubit-o și a slujit-o cu o râvnă unică, a apărat-o de atacurile vrăjmașe, așa cum Hristos a făcut întemeietorul ei. S-a luptat și a reușit să arate că biserica este o instituție divino-umană, mereu vie, actuală, folositoare întregii societăți, atât pe plan duhovnicesc cât și pe plan social. Că ea are drumul ei în istorie și că este condusă de cineva mai presus de istorie, adică de Hristos și de Duhul Sfânt, nefiind supusă sau aservită sub nicio formă puterii seculare, atunci când biserica era atacată sau lovită pe nedrept, Mitropolitul Bartolomeu era un luptător de temut, așa cum a fost la vremea lor toți marii sfinți erari, Atanasie cel Mare, Vasile cel Mare sau Ioan Gură de Aur. Asemenea acestora, nu s-a sfiit, nici nu s-a înfricat de reprezentanții puterii seculare sau reprezentanții altor sectoare ale societății. Nu pierdea niciodată prilejul, fie în lumea academică, fie în mass media, să arate un adevăr teologic fundamental, acela că noi oamenii suntem fii ai aceleași Dumnezeu, fii ai aceleași neam, în paranteză noi românii, făcând parte cu toții din aceeași biserică. De asemenea, urmând Sfântului Apostol Pavel, avea conștiința ființială că suntem înrădăcinați în aceeași credință și tradiție. Nu-i mai puțin adevărat că arăta mereu că tradiția bisericii este mereu vie și învietoare. O asemăna cu o pânză freatică care izvorăște apă mereu vie, mereu proaspătă. Biserica, păstrând dogma neclintită, este mereu capabilă să dea răspuns tuturor problemelor contemporane, așa cum a făcut-o în toate timpurile. Biserica propune lumii dezorientate de varietatea modelor schimbătoare, un mod de viață adevărat și statornic, modelul lui Iisus Hristos, care îi redă echilibru și bucuria de a trăi. A cincea binecuvântare pe care trebuie să o memorăm și cultivăm este iubirea sa față de țară. Iubirea față de țară sau patriotismul este o poruncă dumnezeiască pe care Mitropolitul Bartolomeu, ca toți cei din generația lui, a înțeles-o duhovnicește.
cultivând-o cu râvnă în toată frumusețea și măreția ei, asemenea voivozilor și marilor eroi ai noștri de odinioară, considera un mare dar cinstea de a fi român. Într-o lume a relativizărilor, principiilor fundamentale care stau la baza familiei și temelia unui neam, conștiința apartenenței ca români la spațiul dăruit de Dumnezeu, conștientizarea menirii sfinte pe care o avem ca popor creștin, Mitropolitul Bartolomeu le trezește în suflet și le transmite prin scrierile și cuvântările sale. Dar nu numai prin ele, ci și prin viața și prin suferința lui, prin credința în Dumnezeu și demnitatea de a fi român. Nu întâmplător a zice că plecarea sa la Domnul a fost rânduită într-o zi de 31 ianuarie, zi în care a dormit marele voivod Mircea cel Bătrân, la 31 ianuarie 1418, căci asemenea acestuia a avut conștiința demnității românești și conștiința necesității apărării ei. A șasea binecuvântare este poezia și rugăciunea ca stare de har. A fost un poet rugător și un rugător poet. Prin poezia sa descoperă stări înalte de rugăciune. Hai suflete și-o învoinării prin cer, scrie în poezia Poem pentru suflet. Prin rugăciune, cu autentică smerenie, sinceritate și simplitate, înalță mereu imne ziditorului și creației lui, de asemenea prin slujbele bisericești. Mitropolitul Bartolomeu a avut darul rugăciunii ascultate. Acest fapt pe care l-am trăit personal de mai multe ori, dar l-am văzut împlinit și la alte persoane. Acest dar al rugăciunii l-a cultivat cu o seriozitate maximă, științifică ca tot ceea ce făcea, de aceea l-a și ascuns cu o discreție sau cu o smerenie absolută. Cu toate acestea se cunosc însă câteva cazuri în care rugăciunile mitropolitului Bartolomeu și-au arătat puterea. Primul este cel al unei monahii de la mănăstirea Agapia din Moldova, bolnavă de cancer, care trimisă de părintele Iustin Pârvu, a venit plină de credință cerând rugăciunile mitropolitului Bartolomeu. Al doilea, însuși părintele Iustin, fiind foarte bolnav la spital la Cluj, mărturisea că s-a vindecat prin rugăciunile mitropolitului Bartolomeu. Al treilea caz este vindecarea unei femei gârbove din Cluj, care prin rugăciunea și cuvântul mitropolitului Bartolomeu a fost vindecată. Faptul este consemnat de preotul Marcel Andreica, pe atunci arhidiacon și secretar de cabinet. Dovada cea mai vie a stării de rugăciune în care a trăit mitropolitul Bartolomeu este atmosfera duhovnicească de pace și de liniște, de seriozitate și responsabilitate pe care atunci când s-a mutat la cer a lăsat-o în mitropolia pe care a ctitorit-o și a păstorit-o. A șaptea binecuvântare pe care ne-o lasă este iubirea și respectul său față de sfințenia bisericii. Accentua mereu importanța sfințeniei a Dumnezeiescului din om, desăvârșirea ca stare de sfințenie sau naturalul și firescul omului adamic, care fac parte din firea și natura bună, necoruptă, nealterată și nepângărită a omului. Mitropolitul Bartolomeu a căutat desăvârșirea și a atins-o, credem, în toată complexitatea ei. Faptul iese din viața și activitatea sa complexă pe care a realizat-o. A iubit mult și această formă de desăvârșire creștină numită monahism. Ca iubitor de Hristos și apropiat al Maicii Domnului, nu putea fi decât monah. Un desăvârșit monah, un desăvârșit preot și arhiereu. A iubit pe Dumnezeu și oamenii. A iubit libertatea în Hristos, libertatea în Duhul Sfânt. A iubit mănăstirile și monahii care s-au mulțit în eparhia noastră sub păstorirea sa. A purtat o autentică și statornică grijă față de dezvoltarea lor. Mănăstirea Nicula, cu recunoștință poate spune că s-a bucurat de o iubire specială de care se leagă și rectitorirea ei. Ar fi desigur multe alte daruri și binecuvântări pe care mitropolitul Bartolomeu ni le-a lăsat și pe care ar trebui să le evocăm. Aceste daruri va trebui să le dezlușim tot mai mult de-a lungul timpului.
să le aprofundăm și să le cultivăm cu multă perseverență și statornicie. Grija părintească pentru cultivarea credinței și a culturii au rămas sarcina instituțiilor fondate de dânsul, Radio Renașterea, Fundația Mitropolitul Bartolomeu, Revista Tabor și altele. Mitropolitul Bartolomeu ne-a lăsat mult mai bogați și mai responsabili, ne-a insuflat datoria de a ne îmbogăți mereu atât pe noi înșine cât și pe alții. Mutarea sa la cer, asemeni Domnului și asemeni Sfinților, a fost dureroasă, dar în același timp duhovnicește ne-a dat încredințarea că El a fost și rămâne cu noi. An de an vom învăța de la El, întărindu-ne în credință, sporindu-ne nădejdea și înțelepciunea. Noi vom crește duhovnicește și ne vom desăvârși împreună cu El, așa cum El își continuă desăvârșirea împreună cu noi cei rămași. De acolo de sus, de la Dumnezeu, de la Iisus Hristos, El ne dăruiește mereu har, putere, inspirație, insuflare, iar noi îi suntem datori cu ascultarea noastră. Prin ea îi oferim mulțumire, răsplată și laude de la Hristos, Mântuitorul nostru, Marele Împărat și Domn și Stăpân al tuturor. Amin.